este cauza acestei aritmii? Aritmiile, tahicardia, extrasistolele, toate aceste fenomene de obicei le întâlnim la persoane trecute de o anumită vârstă, da? Cu un regim de viață mai haotic, cu anumite excese, poate fumători, poate... De ce apar atât de vreme la copii? Cum un copil să aibă tahicardie? Pot apărea într-adevăr pe malformații congenitale cardiace, aceste aritmii, da. Sau pot apărea ca urmare a stresului, a vieții destul de agitate pe care o duc, a stresului școlar, pentru că nu toate tahicardiile, de exemplu o tahicardie... Sunt și pe fond de stres, o mare parte. Sunt și pe fond de stres. De foarte multe ori au lucrări la școală, da, sau teze. O tahicardie sinusală din cauza emoțiilor, da? Dintre nu toate sunt amenințătoare. Da. Nu toate sunt dintre aceste manifestări, tahicardie, aritmie, ce mai sunt, extrasistole, brahicardie, ce mai așa, știu și eu. Da, da, da. Care sunt cele mai periculoase? Atât pentru copii, cât și pentru adulți. Cât și pentru adulți. De exemplu, tahicardia paroxistică supraventriculară, în care frecvența cardiacă, știm bine, la un adolescent avem o frecvență asemănătoare cu adultul. Da. 70, 80, 90, da? Frecvența. Iată că la acești pacienți pe care eu i-am și îngrijesc acum, frecvența crește la 230, 250. Nefăcând nimic, stând înșezut, da, eventual. Copilul era doar răcit, într-adevăr, prezenta o faringoamigdalită banală, dar iată că la acest copil a făcut o frecvență foarte mare, de 230-250. Mai știm deci, că pe febră mai crește. Fibrilația atrială și multe alte aritmii care, iată, sunt amenințătoare. Fibrilație, flutter... Da, deci tot timpul este foarte plin la cardiologie. Noi ne bucurăm că lumea vine și iată, vin părinții și aduc copiii la control la început părinții, să conștientizeze. Da, da. Deci vin părinții și avem liste, da, deci iată până anul viitor. Oho. Da, deci la internările de zi, la internările pe etaj pot veni oricând. Pentru că, deci, urgența este urgență și nu ne jucăm. Ce ar trebui să ne sperie, doamna doctor, pe noi, ca părinți? Poate n-am dus copilul niciodată la cardiolog. Ce poate să ne sperie pe noi ca părinți? În primul rând, dispnea. Deci, așa. Faptul că nu respiră copilul cum trebuie. Faptul că obosește. Uh-huh. Astenie, la uh-huh. efort. Da? Deci, să zicem, merge pe stradă, face sport la școală și spune că obosește. Și vă spune profesoara sau învățătoarea, de sport, da? Sau... deci că practic la un moment dat copilul a obosit. Deci, astenie. Faptul că nu iau în greutate, așa uh-huh. cum spuneam, hipotrofia staturoponderală sau relativ malnutriția protein-calorică, dacă vorbim de sugari. Faptul că răcesc foarte repede. Infecțiile respiratorii recurente. Și aici vreau să aduc aminte ceva foarte interesant, un eveniment pe care noi l-am avut săptămâna trecută și de care noi suntem foarte mândri, pentru că iată s-a demarat un nou proiect. Pe această cale trebuie să spun că este sezonul acum al infecțiilor respiratorii, da. Infecțiilor respiratorii. Și unul dintre acești viruși de care iată care este cunoscut încă din vechile timpuri, de pe vremea lui Hipocrate. Așa, iată, se numește virus sincițial respirator. Și trebuie să știm că acest virus poate duce la apariția de bronșiolite, de pneumonii și care, da. Iată, dacă se suprainfectează chiar bronhopneumonii severe. Da. Până acum, până anul acesta, nu exista o imunizare pentru acest virus. Anul acesta ne bucurăm să spunem că așa. A apărut această imunizare.
Iar copiii vizați sunt copiii prematuri, prematurii. Al doilea grup sunt copiii cu malformații congenitale cardiace. Așa. Vorbim aici de acești copii cu malformații congenitale severe. Aceste malformații cianogene de care povesteam, dar și malformațiile cardiace necianogene care deja s-au complicat cu hipertensiune pulmonară sau insuficiență cardiacă. Vizați sunt copii pentru această imunizare, sunt copii cu vârste sub 2 ani. Așa. Imunizarea începe chiar acum, în octombrie. Se vor face 5 doze. E un vaccin injectabil, e da? E o imunizare. Noi preferăm să spunem imunizare. Că... și pentru a preveni infecția cu virus sincițial respirator. Această imunizare se numește Synagis. Și ea Synagis este prezentă încă din octombrie, se poate obține prin prescripție gratuită, pentru că prețul este foarte mare, trebuie să înțelegem, pentru o singură doză este aproape 2000 de ron. Uh-huh. 2000 de ron. Deci iată așa. Dar partea cea mai bună este că se obține gratuit. Cum se obține gratuit, deci, această imunizare? Prima rețetă o dă medicul specialist cardiolog pediatru, uh-huh, și respectiv neonatologul și de asemenea pneumologul atunci când vorbim de malformații în sfera pulmonară. Deci iată, în general, cardiologul pediatru poate da astfel de, poate prescrie prima rețetă. După care putem scrie pacientului pentru medicul de familie o mică scrisorică în care el poate prescrie mai departe Synagis următoarele doze. Bun, și această metodă de imunizare, da, de unde este procurată? De unde? De la farmacie. Pur și Bun. Simplu, noi o scriem în spital, gratuit. Chiar părintele pacientului merge la farmacie cu rețeta la farmacie și o primește gratuit. O primește gratuit. Bun. Este vorba de o imunizare. Deci se face practic ca orice vaccin. Da. Acul este foarte fin. Cum se fac aceste 5 doze? Minime. Efecte secundare minime. Da. Trebuie spus că practic în Europa se face această imunizare de foarte mulți ani. Am înțeles. Scăzându-se astfel numărul de cazuri de bronșiolită și pneumonii la vârsta aceasta sub 2 ani, în special la aceste grupuri de risc, cum spuneam, prematurii, malformațiile congenitale cardiace și bolile pulmonare congenitale. E, acum, doamna doctor, pentru că am vorbit de metoda de imunizare, da, iar cei interesați pot căuta informații. Pot și încă o dată să repetăm cum se numește? Synagis. Synagis, da, este un vaccin pentru acești copilași. Acum am vorbit de imunizare, dar să ne povestiți, doamna doctor, vă rugăm, cum îi afectează pe acești copii cu malformații sau prematuri aceste aceste viroze. În primul rând trebuie să știm acești copii care, de exemplu, trebuiau să meargă la un timp operator, să meargă la chirurgul cardiovascular, o astfel de viroză, o infecție cu virus sincițial respirator, de tipul bronșiolită, pneumonie, iată, îl stopează și copilul nu mai poate să ajungă în momentul în care era programat. Se cere un nou moment în care trebuie intervenit. Se poate interveni. De cele mai multe ori, aceste bronșiolite, aceste
pneumonii, deci iată, pot duce pacientul chiar în terapie intensivă. Este adevărat că unele din bronșiolite pot fi tratate, forme ușoare, pot fi tratate acasă, dar foarte mulți din acești pacienți cu malformații cardiace ajung în terapie intensivă sub o formă foarte gravă, cu dispneie, cu polipneie, cu tiraj, da? Deci da. Forme extrem de grave.